Astăzi vom continua să lecturăm din cartea UF, Bineconviețuire cu frații și surorile mai mici de Emiliana Hădărcă. La ce se vește în băț? Spuneam că adulții nu pricep prea multe în jocul. Ei preferă să dea grămezi de bani pe mașinuțe și păpuși sofisticate, care, peste 5 minute, sunt aruncate prin colțuri. Dacă vrei să-ți distrezi fratele sau sora, trebuie să-ți amintești ce te bucură pe tine la vârsta lor. Întocmai, cratițele și căpacele, cutiile, un pici se poate juca 4 minute cu o jucărie scumpă, după care va vorbi ore întregi cu cutia în care a fost împachetată. Tuburile goale de la șampon, sticlele goale de plastic, lingurele de lemn, polonicele, aspiratorul, hârtiile fâșnitoare, toate acestea sunt comori adevărate pentru un bebeluș aflat în căutare de distracții. De asemenea, vei observa că micuțul urmărește cu mare interes tot ce faci, iar orice mutrișoară făcută de tine îi întărește hohote de râs. Încearcă să mergi și tu în patru labe în jurul covorului, să te ascunzi după ușă și să ieși cu o coldare pe cap sau să-i construiești o căsuță din scaune răsturnate. Dacă nu ai chef să faci nimic din toate astea, e suficient să faci ca bufnița. Bufnițele îi bucură pe toți întotdeauna. Afară, bețele sunt de neînlocuit. Bățul te ajută să scormonești în nisip, să bați toba, să ții mașa unui avion, să trasezi linii pe pământ, să pescuiești în bâltoacă, să repari bicicleta, să numești scările, să mergi călare, să amesteci ciorba făcută din noroi și frunze și să îi arunci cățelului ca să ți-l aducă înapoi și încă 1000 de ocupații utile. Iar dacă mai legi de el o batistă, poți vârfui toată după amiază. Cum adică? Pentru ce?